Bine v-am găsit la o nouă ediție Simply the Wine. Astăzi ne vom întoarce, pentru că am mai fost acum câteva ediții pe dealurile Silagiului, pe lângă Buziaș, dar vom poposi la Aramic. Aramic sau Aramic? Aramic. 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 Ce avem astăzi aici? Avem o bestie. O bestie, un cupaj de fetească neagră cu Cabernet Sauvignon, dar o bestie, o bestie frumoasă însă. O bestie focoasă, o bestie cu arome deosebite. Iubesc notele acestea sangvinice pe care le aduce Cabernet-ul. Este un blend de fetească neagră cu Cabernet Sauvignon. Este o bestie în care se simte mâna lui Adalbert, pentru că i-a mai descoperit această tușă în diferite vinuri, fie că le-a făcut pe gama lui personală, fie că le-a făcut tot aici la Aramic. Cum spuneam, este un blend de fetească neagră cu Cabernet Sauvignon, un blend în care alcoolul este destul de ridicat, 14,6, dar nu se simte foarte bine integrat. Da. Foarte bine integrat la un vin din 2017. Este extraordinar echilibrul, mă surprinde, m-aș fi aștepta să fie mult mai agresiv, dar nu, vinul poate fi băut și acum. Dar recomandarea mea personală pentru acest vin este să mai ținem măcar 2-3 ani. La gust, ce identificăm? Olfactiv aș spune mai întâi că avem fructele negre pe care le regăsim atât în zona de Cabernet, unde e pe coacăze, în zona chiar de Afinea un pic aici, că sunt ceva, deci fructe puțin mai dulci, de pădure. Sunt și prunele care vin de la tot la prunele de pădure, da. Prune tot de pădure, da, de pădure deasă. Așa, avem condiment, pentru că ambele soiuri aduc și ele aportul de condiment, diferite note de piper, pentru că în Cabernet avem mai mult, să spun, un piper verde spre negru, fetească e mai mult un piper alb în cazul de față. Avem însă notele vegetale care iarăși le regăsim și în fetească, dar în principal în Cabernet Sauvignon. E un vin frumos, complexul aromatic este sănătos, e ceea ce trebuie pe să fie. Pe măsură ce stă în pahar se dezvoltă și nasul devine mai complex, mai... Da, n-am avut foarte mult timp să spun, recunosc că l-am pus la aerisit, acum la aerat, să spun, la oxigenat. Nu știu dacă are o oră. Are oră și cu siguranță, cu siguranță că dacă l-am mai lăsat o jumătate de oră, încă o oră. Încep să vină. Dar senzații noi. E un vin frumos, e un vin pe care îl recomand din suflet pentru că surprinde. O cramă mică? Nu e foarte mică. Aramic e poate cea mai mare de pe dealul Silagiului. Cam câte hectare? Dacă ne comparăm cu Tezaurus, unde sunt 5 hectare, Aramic stă mult mai bine. Aramic s-a dus către aproape 50 de hectare din câte știu. Da, dar oricum nu vorbim de crame de sute de hectare. Nu, este o cramă mică, este o cramă unde se lucrează îngrijit, o cramă modernă, bine pusă la punct, cu toate dotările de ultimă oră. Am fost la ei în vizită, cred că acum 2 ani, chiar în perioada recoltei. M-a surprins câtă curățenie era, deși era, cum spuneam, recoltă. În general, nu prea ai timp să te ocupi de curățenia în cramă, nu, acolo era bec. Oamenii fac lucruri bune. Recunosc, eu nu prea știu roșiile de aici. Pe mine m-au atras la început și m-au fascinat albele lor. În Muscato Tonel vinificat în și Sauvignonul Blanc, și Sauvignonul Blanc care... da, foarte, foarte bune și un aspect de nu de neglijat este raportul preț-calitate, care este foarte bun. Raportul preț-calitate, dar știți, până la urmă, raportul preț-calitate ne interesează mai puțin. Pe noi ne interesează să avem un vin bun în pahar, ori de data asta chiar avem un vin bun în pahar, un vin care poate fi consumat și acum, dar care, încă o dată, poate fi
poate fi învechit, poate fi păstrat măcar încă 2-3 ani și cu siguranță ne-ar putea oferi mai multe. Cel mai bine e să luați câteva sticle, una o veți acum să vedeți cum e și cealaltă păstrați, vă notați impresiile și le desfaceți peste 2, peste 3 ani. Recomandarea mea, dacă vreți să mă ascultați, de luat o cutie, sunt 6 sticle, câte una pe an și cu siguranță, dacă vă aduceți aminte, dacă nu, vă notați și verificați de fiecare dată ce ați notat în legătură cu vinul ăsta și vedeți cu ocazia asta și cum evoluează un vin care poate să evolueze. De ce? Am ajuns la rubrica noastră din fiecare ediție. De ce? Astăzi o să răspundem la întrebarea de ce ținem paharul de picior și nu îl ținem alt cumva. Bun, îl ținem de picior pentru că dacă l-am ține de cupă, am încălzit vinul mult prea repede. S-ar transmite temperatura, vă dați seama, paharele cu cât sunt mai bune, cu atât sticla este mai subțire, cu atât transferul termic se realizează mai repede. Acum, bun, pentru degustare, da, e recomandabil să îl ții de picior. Chiar Riedel a spus la un moment dat, văzând oameni care țineau paharul, mare producător de pahare, care țineau paharul în genul acesta, spune Dumnezeule mare, cât de lung trebuie să fac piciorul ca oamenii să înțeleagă că vinul se ține, paharul de vin se ține de picior, nu de cupă. Sigur că așa e de bon ton. Faptul că la un moment dat ne întâlnim cu prietenii și din când în când mai apucăm și noi paharul, că așa ne vine la îndemână, nu e vreun capăt de țară. Important e să bem vin, să ne bucurăm de vin. Celelalte sunt niște amănunte care contează mai puțin. Food pairing. V-am promis că în fiecare ediție vom vorbi despre asocierea vinului cu mâncarea. Noi avem aici niște brânzeturi. Nu cred că sunt toate potrivite pentru vinul ăsta. Adică pe astea mai briurile sau dacă sunt... Camembert, cred că sunt dominate, dar avem, iată, avem brânză cu mucegai, da? Da. Avem un bleu care, din punctul meu de vedere, face față perfect cu acest, cu acest vin. Este și un pairing direct, dar este și un pairing prin contradicție. Undeva notele acestea sărate cu care vine această brânză se îmbină armonios, zic eu, cu niște note dulci, dulci sandinice, culmea cu care, de la Cabernet, cu care vine vinul. Bun, avem brânză că ne-a fost lene și n-am mai vrut. Și dacă am fi gătit, ce am fi gătit? Dacă am fi gătit, uite, aici aș fi gătit tot. Perfect! Vă mulțumim că ne urmăriți, subscribe, spuneți-le și prietenilor, abonați-vă la canalul nostru pentru mai multe vinuri și mai multe informații utile. Și așteptăm în continuare întrebările voastre, ca să avem la ce să răspundem. Până atunci, beți vin!